Vineri 26 septembrie, oltenii sunt așteptați să participe la Bursa Locurilor de Muncă, eveniment ce se va desfășura în două localități ale județului. La nivelul județului Olt, în două locații, la Slatina, la Casa Sindicatelor, și la Caracal, la sediul Agenției Locale Caracal. Profit de această ocazie să anunț încă o dată pe cei interesați să participe la bursă, atât angajatorii cât și persoanele în căutarea unui loc de muncă, în special absolvenții, dar fac precizarea că pot participa și alte persoane care au absolvit în anii anteriori una dintre studii superioare sau studii medii. Zeci de angajatori și-au anunțat prezența la acest eveniment. Am contactat până la această dată 61 de unități care să participe în bursă, 36 la Slatina și 25 la Caracal. Din acestea s-au manifestat interesul 38 de agenții economici, 28 la Slatina și 10 la Caracal. Ca număr de locuri de muncă, aș putea să vă spun că au 407 locuri de muncă disponibile, din care 306 sunt la Slatina și 101 la Caracal. Ofertele se adresează atât absolvenților de studii medii, dar și superioare, iar locurile de muncă disponibile sunt în diverse domenii de activitate. Domeniile în care și-au anunțat locuri disponibile sunt diverse. În domeniul construcțiilor, în domeniul comercial, în domeniul textil, în toate domeniile, și aș putea să vă enumer câteva meserii, există și pentru studii medii și pentru studii superioare. Și anume avem ingineri construcții civile, economiști, ingineri instalații, administratori, experți serviciu ocupare, electricieni întreținere, agenți securitate, agenți vânzări, confecționeri, lucrători comerciali, cosmeticieni, fierari betoniști, patiseri, vânzători, barmani, sudori, muncitori necalificați. Bursa Locurilor de Muncă își va deschide porțile vineri la ora 9.